Am revenit în studio, avem alături pe doamna Gabriela Hosu, managerul Casei Municipale de Cultură. M-am gândit că zic Casei de Cultură a Sindicatelor. Și discutăm astăzi despre 20 de ani de activitate a ansamblurilor Columna și Porolisum. Ne-a spus în prima parte a emisiunii că munca este foarte multă și aveți foarte multe reguli în ceea ce privește respectarea folclorului și a dansurilor din diferite zone. Datorită acestei rigori pe care o aplicați în coreografiile pe care le aveți, știu că și Columna și Porolisum au repertoriu din aproape toate zonele țării. Deși cei mici și cei profesioniști. De aceea ați fost invitați și probabil veți fi în continuare la foarte multe festivaluri naționale și internaționale. Care ar fi principalele manifestări de acest gen la care ați fost în cei 20 de ani? Am fost la foarte multe, dar aș vrea să vă amintesc doar câteva care au fost cele mai importante în evoluția și în palmaresul nostru. Și aș aminti primele trei ediții ale Festivalului Național de Folclor de la Mamaia, 2000-2001-2002, în care am fost prezenți, chiar dacă festivalul a fost preluat de diferite televiziuni, deci nu a fost prezent aceeași televiziune, ne-au dorit pe noi, am fost prezenți, lucru care ne-a ambiționat, ne-a pregătit, ne-a forțat oarecum să venim de fiecare dată cu același repertoriu, dar cu coreografii diferite. Cu coreografii diferite, cu melodii diferite. Aici am avut mare noroc pentru că l-am avut și îl avem alături de noi pe domnul Grigore Grigoruț, care este dirijorul orchestrei Ansamblul Artistii Profesionist Porolisum, care este de fiecare dată alături de ansamblu Columna în toate prezențele noastre pe micul ecran. Apoi, cu ambele ansambluri am fost la Festivalul Cerbul de Aur. La Mamaia ați fost doar cu Columna? Doar cu Columna și orchestra ansamblului Artistii Profesionist Porolisum. La Cerbul de Aur am fost cu ambele ansambluri. În 2005 am fost cu ansamblul Artistii Profesionist Porolisum. Pe vremea aceea era coreograf Gavril Iepure, îl cunoaște toată lumea. Cu ansamblu folcloric Columna am fost în anul 2008 prezent. Vreau să vă spun că la aceste mari festivaluri nu orice ansamblu ajunge. Multe își doresc, dar nu ajung. Iată că Sălajul și municipiul Zalău a avut în festival două ansambluri. Da, este îmbucurător faptul că ați fost doriți acolo și că televiziunile v-au sunat, așa cum vă suna Marara Murărescu pentru Tezaur Folcloric, v-au sunat și alții pentru a participa la aceste festivaluri deosebit. Cred că cele mai importante festivaluri din România. Sunt cele mai importante, da. Sunt de muzică ușoară, dar au serile de folclor care sunt foarte... Care de asemenea sunt foarte importante. Da, foarte importante. Și sunt serile de folclor unde chiar vine spuma folclorului românesc. Da, și sunt convinsă că acolo se selectează, cum spuneți, spuma, adică cele mai bune ansambluri, și dacă ansamblurile zălăoane fac parte din elita folclorului românesc, nu poate decât să ne bucure. Vreau să vă dau un exemplu. Participarea ansamblului Columna la Festivalul Cerbul de Aur în 2008 ne-a dus un moment de bucurie în plus, deoarece am fost singurul ansamblu din România prezent în acel an în festival. Și alături de noi sau după noi a intrat ansamblul național Joc din Republica Moldova. Un ansamblu profesionist pe care toată lumea îl recunoaște și în Europa și la noi în țară și este un model pentru ansamblurile profesioniste din Europa. Deci lucru care ne bucură și ne mândrește. Așa cum sunt convinsă că și Porolisum este un model pentru ansambluri profesioniste din țară și din Europa, pentru că, într-adevăr, rezultatele vorbesc de la sine. Da, îmi place să cred că, într-adevăr, și ansamblul Porolisum este un model pentru multe ansambluri și chiar pentru ansamblele profesioniste și lucrul acesta se vede și din invitațiile pe care ansamblul Artistii Profesionist Porolisum le primește pentru a participa la diferite festivaluri naționale și internaționale de folclor din țară. Anul trecut, de exemplu, am participat la Festivalul Național Ioan Macrea, am fost foarte lăudați de doamna Elize Stan și de doamna câteva imagini pe Iuliana Tudor și de acolo. Da, o surpriză plăcută pentru publicul nostru.
În acest an, de asemenea, vom participa la Festivalul Ioan Macra. În luna iulie vom fi prezenți la Festivalul Internațional, Festivalul Inimilor de la Timișoara. Acolo vor fi prezente 10 sau mai multe țări. Deci va fi un festival internațional. Da, preluat de Postul Național de Televiziune. Suntem invitați la Festivalul Internațional de Folclor de la Vaslui, Hora din Străbun, de asemenea un festival puternic unde vor fi prezente multe țări de pe toate continentele și lucrul acesta ne bucură. Acestea sunt festivaluri concurs sau sunt doar așa cu participare? Nu sunt festivalul concurs. În ultimii ani s-a scos genul acesta de festivaluri pentru că este foarte dificil pentru public să nominalizeze un anumit ansamblu, pentru că fiecare ansamblu își reprezintă într-un astfel de festival zona din care provine. Cu toate acestea, Porolisum reprezintă în Europa toate zonele din România. În afara țării, și Columna, toate zonele folclorice, că... în țară doar repertoriul din Sălaj. Deci atât aveți, este așa impus? Nu, așa ni se pare normal. Așa doar ni când pare. Ni se cere la anumite festivaluri, că poate ni se dă un timp mai lung, sau poate intrăm și în gală și se dorește să intrăm și cu altceva, pentru că noi avem și costume foarte frumoase și foarte bine lucrate. Vroiam să ajung la costume, pentru că întotdeauna m-au impresionat costumele și... Eu mă uit la folclor, mai ales de când am și oarece legături personale cu ansamblurile și mă uit mult la festivaluri de folclor. Ce am observat la costumele de la Columna și Porolisum sunt unice și aveți foarte multe costume pe diferite zone, deci nu vă permiteți să nu aveți costum pentru o zonă folclorică anume. Și cred că asta v-a impus... Nu știu, standardele, vi le-ați impus prin standardele pe care vi le-ați propus să le atingeți. Da, asta ne-am impus-o noi și în decursul a 10 ani am și reușit să avem un patrimoniu foarte frumos pentru ambele ansambluri. Sunt puține ansambluri, asta vreau să spun. Puține ansambluri din țară care au ce avem noi și pentru asta mulțumim Consiliului Local și Primăriei Municipiului Zalău pentru că întotdeauna ne-au sprijinit și ne-au acordat sprijin financiar ca să putem să ne prezentăm așa cum trebuie. Sunt convinsă că aceste costume sunt extraordinar de scumpe și știu că acum aveți la Columna peste 100 de copii pe care trebuie să îi îmbrăcați. Bineînțeles că acestea rămân de la generație la generație, dar câteodată mai trebuie și reînnoite. Deci sunt scumpe și cu siguranță ați avut nevoie de sprijinul autorităților locale, cu atât mai mult cu cât nu percepeți taxe pentru copiii care vin să facă dans popular. Nu percepem taxe. Noi ne dorim ca acești copii care vin spre noi să învețe de la noi ce înseamnă tradiția, pentru că mulți nu mai au bunicii care să locuiască la țară și să aibă unde să vadă anumite obiceiuri și tradiții care oricum știm că sunt pe cale de dispariție, mai puține sate păstrează anumite obiceiuri și atunci încercăm să învățăm noi ce putem noi să învățăm legat de dans, de colindă, unde se cântă, unde nu se cântă, când se cântă. Da, și sunt deci tot ce se poate. Te învățați și legat de costume, fiecare normal, din ce zonă este, fiecare normal. cum se îmbracă. Pentru că înainte de orice spectacol trebuie să știe cum să-și îmbrace costumul. Cum să-și prindă baticul, cum trebuie să-și împletească părul, fetele, e foarte important. Cum să-și facă cocul. Da. Este foarte, foarte complicat să înveți aceste lucruri, dar sunt convinsă că copiilor le place foarte mult și atunci învață. Învață. I-am văzut și pe scenă nu de mult în spectacolul de 8 martie dedicat mămicilor, a fost extraordinar toți. De Porolisum nu mai vorbesc, pentru că ei deja îi cunoaștem și știm ce pot. Aș vrea să revenim la deplasările în străinătate. Ne-ați promis că ne spuneți în mare cam pe unde ați umblat. Sunt convinsă că în toată Europa ați fost, dacă nu și peste Atlantic. Da, cu ansamblu Columna, aproape în fiecare an am fost prezenți în aproape toate țările din Europa. Cu ansamblu Artistii Profesioniști Porolisum în multe țări din Europa, dar aș mai aduce o completare. În 97, ansamblul Porolisum a fost prezent la Festivalul Mondial
de folclor de la Drummondville din Canada. Acolo a fost prezentă și doamna Mariora Murărescu cu noi și a simțit tot ce înseamnă pregătirea înainte de spectacol, dorul de casă. Da, cred că numai cine vă însoțește își poate da seama cât este de greu în astfel de deplasare. Și a trăit alături de noi toate emoțiile și bucuriile. Eu care am făcut foarte mult că am fost într-un an cu ansambluri în Norvegia și știu că atunci m-am îndrăgostit de costume, de dansurile populare și atunci, în 3 săptămâni, am învățat și eu fiecare dans și fiecare costum cum se îmbracă. Și, într-adevăr, este foarte greu. Și întotdeauna m-am gândit cum puteți să gestionați și să coordonați atâția copii fără părinți acolo și copiii să fie cuminți și am rămas încântată de cât sunt de disciplinați și de educați. Pentru că contează foarte mult, cred că, și familia. Foarte mult contează, sigur, și familia, dar ei pot să mai învețe pe parcurs. Toată în viața învățăm. Da, și știu că atât dumneavoastră, Gabriela Hosu, cât și Marin Hosu, soțul dumneavoastră, sunteți, de fapt, părinților când plecați în străinătate. Am văzut cum vă comportați cu ei. Am văzut eu personal, deci asta... Încercăm să suplinim supliniți, da. Ce se poate. De asemenea, cu ansamblul artistic profesionist Porolisum, în anul 2000, a fost prezent și la Festivalul Mondial de Folclor din Irak. Da, unde ați avut un drum lung Un drum lung, greu, dar... Da, am și văzut imagini în prima parte. A fost chiar foarte frumos. Și imaginile pe care le vedem ne aduc așa... Da, sunt emoționante și cred emoționante, că... Emoționante, mai ales prin prisma faptului că colectivul s-a schimbat, îi vedem pe colegii care au fost alături de noi și poate acum din alte motive s-au stabilit în alte țări, unde își desfășoară activitatea. Da, îmi place și ne aducem aminte cu drag. Îmi place că ați spus la începutul emisiunii că ansamblul Columna este o pepinieră pentru Porolisum. În foarte puține domenii știm să ne creem... În Zalău vorbesc, știm să ne creăm pepiniere și să creștem copii care să ducă mai departe valorile pe care le avem. Am văzut că cu ansamblurile ați dus, sunt sigură că ați fost cei mai buni ambasadori pe care i-are Sălajul și România peste hotare și în țară. Până la urmă, prin acești copii și acești dansatori profesioniști, ați făcut cunoscut Zalăul și discutam în pauza de publicitate că odată cu Festivalul Național de Folclor, la care anul ăsta sper să aveți a treia ediție, o să avem a treia tot ediție. Mai multe ansambluri profesioniste din țară vor să vină la Zalău. Da, e adevărat. La prima ediție a festivalului Când și Joc pe Plai Străbun, pe care l-am inițiat tocmai datorită faptului că avem cele două ansambluri, am putea spune că avem 5 ansambluri, pentru că ansamblul Columna este constituit pe 4 generații. Deci fiecare grupă poate crea un alt deci aveți ansamblu. De fapt patru grupe la ale ansamblului Columna. Da, 3 intră în permanență în scenă, sunt grupați pe categorii de vârstă. Și tocmai acesta a fost motivul pentru care noi am inițiat, noi împreună cu Primăria Municipiului Zalău, acest festival, care chiar de la prima ediție s-a bucurat de succes. La prima ediție, în 2013, am avut invitat un ansamblu profesionist, două ansambluri de tineri și un ansamblu studențesc. Anul trecut, la cea de-a doua ediție, și-au manifestat dorința să vină 3 ansambluri profesioniste. Unul n-a mai putut să vină pentru că avea o deplasare în Spania și nu mai reușea să ajungă la timp. Așa că am avut prezente 2 ansambluri profesioniste, unul de studenți și unul de tineri, lucru care ne-a bucurat foarte tare, pentru că cu fiecare an noi oricum ne dorim să creștem valoarea acestui festival și să facem cunoscut Zalăul în afara granițelor Sălajului și prin organizarea acestor frumoase festivaluri. Da, este un festival important, am văzut și prima ediție și a doua, mi-au plăcut foarte mult și de aceea spuneam că sper să îl organizați și în acest an. Acest an veți avea spectacole toate sub semnul aniversării a 20 de ani de activitate a celor două ansambluri. Cu siguranță ați pregătit foarte multe activități. Da. Care ar fi cea mai importantă? Păi, în primul rând, încă de anul trecut am început montarea unor alte tablouri coreografice și a altor dansuri pe care
Pe unele le-am reluat că nu le-am mai avut în repertoriu de prin 2008, pe altele sunt noi și la fiecare spectacol ne-am propus să ieșim cu lucruri noi și cu costume noi. La ambele ansambluri. Și știu că aveți deja în lucru costume noi. Da, și spectacolul dedicat Zilei Femei a fost primul dintre spectacolele din acest an unde am ieșit cu repertoriul nou, ați putut vedea la ansamblul Porolisul Dansul din Mărginimea Sibiului, pentru care avem, la care avem costume foarte frumoase, repertoriul nou la orchestră, repertoriul nou la soliști și la soliștii colaboratori pe care avem, că avem foarte mulți și... Noi sperăm că după ce vor termina studiile se vor întoarce la noi, îi așteptăm cu drag, repertoriu diversificat la cei patru soliști ai ansamblului artistic profesionist Porolisum și ne dorim ca până la finalul anului să o ținem tot așa. Și eu zic că o să reușim pentru că deja am început munca de anul trecut, lucrurile merg bine. Da, copiii sunt deja obișnuiți cu munca și vor munci din ce în ce mai mult, cu atât, mai ales că știu că au de aniversat ceva. Nu? Da, în plus le place foarte mult să învețe lucruri noi. Da, și le așteaptă cu mare drag. Cu siguranță, va fi mult sunt foarte receptivi. Va fi mult mai ușor de lucrat cu ei știind că învață tot mai mult și tot mai nou. Cu siguranță veți mai avea ieșiri la televiziuni, ieșiri în străinătate cu ansamblurile. Din păcate suntem pe final de emisiune și aș vrea să lăsăm câteva minute și cu festivalul Macrea de care am pomenit. Ce vă doriți cel mai mult pentru viitorul acestor două ansambluri? Eu vă doresc să aniversăm și 50 de ani de activitate. Dumneavoastră ce vă doriți? Eu în primul rând să fim sănătoși. Să fim sănătoși, să putem continua această muncă și dacă se poate să mai vină câțiva tineri lângă noi că să ne ajute, pentru că sunt foarte mulți coregrafi, da, dacă s-ar putea, dar nu prea văd așa în viitorul apropiat. Și da, aveți mult de lucru cu grupele de copii și poate că da, cu grupele ajutor. De copii, un pic de ajutor, dar deocamdată ne descurcăm și dacă copiii își doresc la fel de mult și continuă la fel să învețe și să fie cu minți, eu cred că putem face lucruri frumoase și Porolismul va avea în permanență o pepinieră. Eu sunt convinsă că cei care într-adevăr sunt talentați, serioși și dedicați actului artistic vor veni în continuare și veți face o treabă extraordinară. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vreau să îmi promiteți că mai veniți și mai vorbim în acest an despre ansambluri, pentru că merită să vorbim despre ei. Și să vreau să ne luăm la revedere de la telespectator, lăsându-i cu imaginele de la festivalul Macrea. Care... Vă mulțumesc și eu. Mulțumim pentru prezență. La revedere, stimați telespectatori. Vă lăsăm cu imaginile cu ansamblul folcloric Porolisum.